Începe emisiunea Studio Politic la Digi24. Bine v-am regăsit, eu sunt Anca Suciu. Nicușor Dan vine în platoul Digi24, un plin scandal cu liderii coaliției de guvernare. Banii pentru a menține caloriferele calde în capitală toată iarna sunt mărul discordiei. În timp ce PSD îi cere demisia lui Nicușor Dan, edilul se plânge că stă cu mâna întinsă la guvern, fără rezultat. A apărut o soluție. Promisiunea o face Nicolae Ciucă, se ridică plafonul de îndatorare pentru București. Asta înseamnă că primăria capitalei poate plăti pe datorie căldura. De ce sume ar avea nevoie? Imediat primarul capitalei la Studio Politic. Victor Orban nu poate fi sancționat în România pentru declarațiile rasiste de la Tușnad. Are imunitate. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a închis astăzi discuția care a creat atât de multe controverse la noi. CNCD a semnat însă o condamnare publică a declarațiilor lui Orban pentru că a creat o atmosferă ostilă și degradantă. Europa a intrat în alertă, iar europenii au urmărit ancheta evenimentelor din Polonia cu respirația tăiată. Posibilitatea ca războiul să treacă de granița Ucrainei și să escaladeze cu o implicare a militarilor NATO a fost eliminată, dar a îngrijorat o lume întreagă. În definitiv, acesta este și scopul Rusiei, să răspândească panică dincolo de granița războiului și să forțeze cel puțin statele vecine Ucrainei să cedeze. Propagandiștii lui Vladimir Putin nu contenesc cu amenințările și distorsionarea adevărului mai ceva ca în Ferma animalelor a lui Orwell. S-a întâmplat și cu o zi înainte de incidentul cu rachetă din Polonia. Vladimir Soloviov, propagandistul preferat al lui Putin, a amenințat direct România și Polonia. Același Soloviov a vorbit și de victoria Rusiei în 3 zile. În Ucraina sau, de exemplu, cum racheta nucleară Satan va distruge orașul New York. Scenariile SF repetate seară de seară la televiziunea rusă am inclus și amenințarea la adresa Marii Britanii, aceea că va fi dusă înapoi în epoca de piatră de rachetele hipersonice rusești. Tot Soloviov a spus-o. Iată declarația și amenințarea directă pe care a făcut-o României cu o zi înainte de incidentul din Polonia. Но предположить такой ужас, что в результате страшных тактических ударов ядерного оружия зона, через которую поставляется оружие западными союзниками Украины, оказывается зараженными. Какой ужас, правда? Прям беда-беда. Или, например, объяснить, что если будет Америка продолжать поставлять оружие, то, например, будет нанесен удар по аэропорту в Польше, по базам в Румынии. Нет, это не значит, что он будет, это не значит, что мы используем ядерное оружие. Но это такая конструктивная неопределенность. Но у нас же есть это оружие, они больше всего боятся, что мы его используем. Они нас втягивают в драку, где у нас меньше мобилизационный ресурс по отношению к НАТО, и где у нас меньше, ну скажем так, неядерного вооружения. При этом говорят, да, но у вас есть право такая палка, что вы можете нас всех отфигачить, но вы не имеете права ее использовать. Ну и же война уже... За право существования русского народа. Colegul nostru, Alin, ne spune în minutele următoare care au fost concluziile incidentelor din Polonia. Alin, te ascultăm. Am găsit în mai puțin de 24 de ore, situația din Polonia a fost lămurită. Racheta care a ucis 2 polonezi a fost cel mai probabil una ucraineană de la un sistem de apărare antiaeriană. Asta au spus-o și președintele Poloniei, dar și NATO. Andrzej Duda a dat și detalii. A precizat că ar fi vorba de o rachetă de la un sistem S-300, care a fost trasă după un proiectil rusesc. Iar Jens Stoltenberg a precizat, după reuniunea ambasadorilor NATO cerută de Polonia, că vina este, în definitiv, a Rusiei. Dacă Moscova nu lansa atacul masiv asupra orașelor ucrainene, atunci ucrainenii nu aveau niciun motiv să activeze sistemul de apărare antiaeriană de la care a venit racheta căzută în Polonia. În presă au apărut și informații despre ce ar fi putut să lovească rușii lângă granița polono-ucraineană. La câțiva kilometri de frontieră există o centrală termoelectrică, potențială țintă a Rusiei. Ancheta legată de acest accident nefericit este încă în desfășurare, iar Ucraina vrea să fie implicată, având în vedere că un proiectil de-al său a provocat decese într-o țară aliată. Șeful NATO a oferit răspuns și la altă întrebare care a apărut aseară. Ce a făcut apărarea antiaeriană a Alianței? Jens Stoltenberg a precizat că sistemele aliate au văzut racheta, dar că au tras concluzia că nu era pe o traiectorie de atac, așa că nu a fost nevoie de un răspuns.
Mulțumim, Alin. Vă reamintesc, în platoul studioului politic, Nicu Șordan, primarul Capitalei. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cam cinic, nu? Întregul conflict între dumneavoastră și liderii coaliției, pe care l-am urmărit în ultimele ore, discuțiile de la distanță, între timp, colegii noștri au filmat în mai multe case din București. Presupun că e o realitate pe care o cunoașteți. E frig în case și sunt foarte multe avarii. Cum vă pare dumneavoastră acest dialog de la distanță între dumneavoastră și liderii coaliției? Două întrebări foarte interesante, cu care să încep, cu prima poate. A fost în primul rând să precizez că solicitarea noastră a fost făcută încă din octombrie anul trecut, deci de mai bine de un an, atunci când au explodat prețurile gazelor și când împărțirea bugetului defectuoasă de ani de zile a bugetului Bucureștiului între primăria Capitalei și primările de sector, mi-a spus și am comunicat-o public și liderilor coaliției și public într-o conferință de presă că Bucureștiul nu poate să plătească 2 miliarde de lei subvenție la termin. Până în 2020 plătea cam 700 de milioane, 2021 am plătit 950 de milioane și primul an, după mulți ani, când am plătit toate facturile, deci am fost la zero la sfârșitul anului 2021 și la fel, 2022 o să plătim cam 1,5 miliarde, 1 miliard și jumătate de lei, adică dublu decât se plătea până în urmă cu 2 ani și din nou suntem la zero cu facturile. Numai că există această diferență de tarif de 600 de milioane de lei care s-a acumulat în timp și pentru care am spus de la început că nu o să avem bani să o plătim încă de acum un an. Asta este situația. Eu sunt fericit că ea s-a terminat dincolo de aceste declarații politice. A fost aseară comunicatul de presă al Guvernului. În proiectul de ordonanță de urgență pentru rectificare e prevăzută suma de 500 de milioane de lei. Trebuie ca proiectul de ordonanță de urgență să devină o ordonanță de urgență a rectificării și el trebuie să fie însoțit de o ordonanță de urgență care să modifice așa numita legea plafoanelor, care să ridice efectiv plafonul pentru municipiul București. Din momentul ăla, trebuie ca Consiliul General să aprobe împrumutul și să ne ducem pe piață să împrumutăm bani. De când se întâmplă lucrurile astea? Pentru cei de acasă pot părea discuții tehnice, dar avem, după meciul pe care l-ați avut, am spus de la distanță, pentru că așa s-a văzut. Din declarațiile publice nu reușeați să cădeți de acord nici cu premierul, nici cu președintele PSD, nici cu ministrul de finanțe. Dar a venit anunțul la seară din partea Guvernului. Se ridică plafonul de îndatorare. Era o variantă, o soluție pentru capitală. Ce înseamnă din acest moment și până când primăria Capitalei va avea acces la bani astfel încât să le puteți spune ziua sau luna de când bucureștenii pot avea certitudinea că vor avea căldură la iarnă? Bun, acum, ca să fac un comentariu pe ce a spus dumneavoastră, n-a fost niciun, între mine și domnul prim-ministru Ciucă, n-a fost niciun conflict verbal. A fost cu ministrul de finanțe și cu președintele PSD, că ei au fost de fapt cei care au blocat tot acest împrumut încă din vară, când putea să fie la prima rectificare, la cea din august, când fuseseră discuții în comitetul interministerial. Eu apreciez echilibrul domnului Ciucă și faptul că și-a dat seama că e o problemă pe care trebuie să o rezolve. Pe fond, eu am spus că, după cum știți, au fost, începând din noiembrie anul trecut, au fost diverse forme de ajutor a localităților care au sisteme centralizate și care erau în dificultate. Vă aduceți aminte, Timișoara anul trecut, pe vremea asta, era în mare dificultate. Și eu am făcut o socoteală pe care am prezentat-o public, care spune așa, Bucureștiul are 550.000 de apartamente, în sistem centralizat, toate celelalte localități împreună, care mai au încă sistem centralizat, au tot 550.000 de apartamente. Ajutorul statului pentru București, 15-20 de milioane, am dat cifra exactă, nu mai știu acum, ajutorul statului pentru toate celelalte împreună, 800 de milioane. Aici e o disproporție, care și eu, cum să zic, o nedreptate care s-a făcut Bucureștiul. Acum, pentru că Bucureștiul are capacitatea de împrumut... Bucureștenilor sau vi s-a făcut dumneavoastră? La mijloc, care credeți că a fost motivul? Bun, acum că există în proiectul de ordonanță de urgență de rectificare această sumă, pentru că Bucureștiul are o capacitate de împrumut, e bine că s-a rezolvat în felul ăsta. Interesul nostru al tuturor este ca Termoenergetica, care e compania primăriei, și Elcenul, care este compania Ministerului Energiei, să fie solvabile, adică Elcenul să iasă din insolvență, astfel încât să putem să accesăm și noi și ei fonduri europene, noi pentru conducte, ei pentru
jeturile din care cel mai vechi din 1964. Domnule primar, vă propun înainte de toate, pentru că în ultima perioadă colegii noștri au urmărit ce înseamnă un simplu comunicat de presă avarii în București. Te duci în casa omului și găsești părinți cu copii mici și inclusiv vârstnici, care după o viață de muncă ajung să, deși își plătesc facturile, că aici e marea problemă, își plătesc facturile, ajung să înghețe de frig în casă. Vreau să urmărim un astfel de episod și apoi să comentăm împreună. Dacă mai scapă în iarnă asta. Cum adică? Nu există. Păi da, mor de frig. Până în primăvară mai e destul. Ce o să faceți? Așa. Calorifer. Da. Calorifer, toată pensia dau pe energia electrică. Și de-aia stați și pe întuneric? Da. Să mai economisiți din bănuți? Da. Ca să puteți să vă încălziți? Da. Câte grade aveți noaptea în casă fără calorifer? A, fără calorifer nu pot să stau. Nu mă gândeam. După 37 de ani de muncă, am zis să am o pensie și o bătrânețe liniștită. Nu se poate. Nu se poate. Deci e mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu. E în sector 6, doamna. Ce puteți să-i spuneți? Bun. Fiecare din cazurile pe care le prezentați, și din păcate sunt multe astfel de cazuri, sunt cazuri foarte sensibile. Da. Noi însă trebuie să ne uităm la poza de ansamblu, pentru că situația este că 30 de ani nu s-a investit în acest sistem de termoficare, așa cum am spus, avem centrale din 1964, avem rețele de termoficare, adică conducte propriu-zise din anii 70-80, și evident că ele dau un număr de aproximativ 2000 de avarii în fiecare an. Asta este situația. Trebuie să ne uităm la cifre și să ne uităm la faptul că în sfârșit avem un plan pentru a ieși din situația asta. Cifrele spun că din 2020, din 2010 până în 2020, pierderile din rețea s-au dus de la 23-24% la 37%, adică mai mult s-a spart decât s-a înlocuit. Noi în sfârșit am reușit să stabilizăm, să scoborâm puțin sub 37%, și alte cifre care spun că doar în ultimii 10 ani, 2011-2020, nu s-au plătit 2 miliarde și jumătate de lei care ar fi trebuit plătit pentru investiții în acest sistem. Deci mesajul este că, din păcate, astfel de situații vor apărea, vor fi și iarna asta. Iarna asta o să fie puțin mai bine decât anul trecut, iarna trecută, așa cum iarna lui 2021 a fost puțin mai bine decât iarna lui 2020. Vă aduc aminte că în 2020... Adică pentru puțini oameni, nu? Puțin mai bine ce înseamnă? Puțin mai bine înseamnă că gradul de inconfort o să fie la mai puțini oameni decât iarna trecută. Dar fizic nu se poate mai mult. Și asta am spus-o, nu o spun acum că sunt la jumătate de mandat, am spus-o inclusiv în campania electorală. Dar dacă tot aveți această posibilitate de a vă îndatora și spuneți că primăria este eligibilă în acest moment, da, de ce nu căutați și alte variante prin care să ajutați populația vulnerabilă din București? Aveți în plan o asemenea măsură? Deja, din costul, deci pe tarifele din anul 2021, din prețul total al gigacaloriei de 860 de lei, bucureștenii au plătit o perioadă 160 de lei și a doua perioadă, începând cu primăvara, 350 de lei și București, primăria municipiului București a plătit 500 de lei, 510 lei mai precis. Asta înseamnă 1,5 miliarde. Pe 2022, gigacaloria, prețul total o să fie undeva în jur de 1100 de lei, încă nu este avizat de către ANRE, și bucureștenii vor plăti 350 de lei. Diferența între 1100 de lei și 350 de lei, adică aproximativ 750 de lei, o să fie suportată de Primăria Municipiului București, și asta înseamnă mai bine de 1,5 miliarde cât am plătit acum în 2022. Asta este ce poate să facă Primăria Municipiului București. Alte soluții aveți în plan? Aveți capacitatea de a face? Sau pur și simplu vă blochează bugetul, nu aveți bani și nu puteți veni cu alte soluții? Nu. Deci tot ce înseamnă proiecte pentru viitor, ele sunt foarte bine eșalonate. În primul rând, avem în anul viitor o să terminăm cei 63 de kilometri care au fost începuți încă din 2018-2019. Păi o să-i terminăm din buget local și din prima oară am luat bani de la Ministerul Dezvoltării pentru asta.
Am semnat contractele și a început deja proiectarea. În primăvară o să înceapă lucrările pentru 210 km, care se vor face în 4 ani, așa spune contractul, deci cam 50 de km pe an. Scoatem acum în achiziție, de asemenea avem finanțare de la Ministerul Dezvoltării pentru încă 20 de kilometri. Deci știm ce să facem, numai că cum e în administrație publică, tot timpul este un decalaj dintre ce este în prezent și tot ce înseamnă procedurile administrative pe care trebuie să le facem. Pentru că am văzut că au fost ministere care au vorbit de vouchere prin care să ajute țintit persoanele vulnerabile, v-am întrebat dacă aveți o astfel de variantă. E o informație pe care avem, însă se întâmplă chiar acum și aș vrea să o vorbim. E o informație de ultimă oră pe care o avem. Un incendiu produs la un tramvai în zona Eroii Revoluției. Acționează 3 autospeciale de stingere, 2 smurt. Chiar și un echipaj de descarcerare se află acolo. Degajări mari de fum, le puteți urmări și din imaginile pe care le avem chiar acum pe ecran. Nu se mai observă flacără, dar a existat această flacără. Nu sunt victime, din fericire, în acest moment. Traficul rutier este oprit în zonă. E vorba de șoseaua Olteniței. Acolo, de altfel, s-a oprit și curentul pe linie. Nu sunt persoane surprinse în interior, o altă informație pe care o avem din partea autorităților. De ce apar? Nu avem în acest moment explicații, dar sunteți primarul capitalei și aș vrea să ne spuneți care e situația acestor tramvaie, cât de vechi sunt ele. E aceeași situație ca și la termoficare, din păcate. Deci iată și în momentul se vede flacăra, era puternică. Da, noi avem teoretic 400 de tramvaie, practic în trafic 300 de ordinul ăsta de mărime. Și mai noi de 1989 sunt 17. Toate celelalte au mai mult de 32 de ani. Da? Acum, prima oară oricare noi am luat. Dintre ele poate fi unul dintre aceste tramvaie în flăcări. Adică există sunt periculoase. O revizie. Există o revizie periodică, așa cum oamenii își fac revizia periodică la mașină, așa se face mai des la mijloacele de transport în comun. Numai că situația este cea, noi am reușit să luăm 100 de tramvaie, suntem în contract, foarte curând o să le vedem și pe stradă, 100 față de 300 e enorm și plănuim să am mai depus la PNR pentru încă 46. Deci încercăm să noim flota, e scump, un tramvai e 2 milioane, 2 milioane și jumătate de euro. Foarte multe promisiuni pe care le faceți pentru viitor, vă dați seama, în situația omului de rând care vă ascultă acum, tot ce faceți, deși ei sunt 2 ani de mandat, e să promiteți că pe viitor va fi mai bine. Nu, dacă vă întreb de iarna aceasta cât vom avea căldură în casă, ne spuneți de planurile pe viitor, care sunt necesare, absolut necesare, dar nu credeți că e nevoie și de planuri pe termen scurt? Tramvaiul acesta în flăcări, mi se pare incredibil că au fost salvate toate persoanele de acolo. Cred că a fost o situație fericită, tramvaiul era oprit, cel puțin din imaginile pe care le avem. Însă erau flăcări puternice, putea fi afectat oricine, dacă era în preajmă. Vă întreb. Da, și iar eu vă răspund că în 17 ani, în 32 de ani s-au cumpărat, s-au adus 17 tramvaie noi și noi în 2 ani am adus 100. Deci asta este ce s-a putut face. Și v-am mai spus că un tramvai e scump. Un tramvai costă 2 milioane și jumătate de euro, cele ieftine. Asta este ce se poate face cu București după zeci de ani de zile în care problema asta a fost neglijată. Dacă vorbim de tramvai, de asemenea, prima oară și-am scos în achiziție publică și asta costă cam 500 de milioane de euro, reabilitarea liniilor de tramvai, astfel încât să avem pe toate zonele pe care le cunoașteți, Mihalache, traseului 40, 55, Calea Călărașilor și așa mai departe, să avem linii noi, astfel încât să crească viteza de mers. Revin la declarațiile politice de la distanță, pentru că vreau să le explicăm puțin. Vreau să urmărim mai întâi declarația pe care a făcut-o duminică, Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat. La el l-ați trimis pe ministrul de finanțe să facă rost de bani pentru bucureșteni. Vreau să comentăm după ce ascultăm momentul. Primăria Municipiului București are în responsabilitate să rezolve această problemă. Eu, unul, personal, am chemat încă de anul trecut, de când am preluat guvernarea, primăria la discuții pentru a rezolva problema termiei. Până în momentul de față, soluțiile sunt fie
să ridicăm noi plafonul de îndatorare, fie să dăm banii de la buget. Ori banii de la buget să-i dăm pentru o autoritate locală, care putea până în acest moment să rezolve problema, cu certitudine nu-i vom avea. Soluția în momentul de față, din punctul meu de vedere, este ridicarea plafonului și să-și rezolve problema. Nicușor Dan e numai adversar. Eu nu știu pe cine reprezintă, de fapt. N-am înțeles de ce mi se adresează mie, domnul primar general. Eu nu sunt primul ministru. Dacă vrea din mai, poate să mă caute. În al doilea rând, tu te interesezi de căldura bucureștenilor pe 10 noiembrie? Cel mai bine e să-și dea demisia. Nu are capacitatea de a conduce administrativ capitala României. L-ați ascultat, probabil, da, da, da. Și ați fost și întrebat dacă vă gândiți să vă dați demisia. Bun, acum că vă cere Marcelu Ciolacu. În primul moment că pe domnul Ciolacu l-am căutat la telefon de vreo 4-5 ori încă din noiembrie anul trecut, da? Pe exact subiectul ăsta. Când, așa cum am spus, am comunicat la toată lumea, prim-ministru, șef de partide de guvernare, ministru de finanțe, că nu o să ne ajungă banii până la sfârșitul anului pe termie, ceea ce s-a și întâmplat. N-am reușit să am o discuție cu domnia sa la momentul acela. Adică ați încercat și anul trecut și anul acesta să-l sunați pe Marcel Ciolacu. Nu, bugetul, pe, după cum știți, discuțiile pe bugetul pentru 2000... Ați încercat să-l sunați de 4-5 ore da, aici. Da, da, da. Vorbesc de noiembrie 2021, în momentul în care se erau discuții pentru bugetul pe 2022. Anul acesta l-ați sunat? Anul acesta m-am întâlnit la diverse evenimente, am schimbat câteva cuvinte. În esență, ministrul de finanțe mă trimitea la coaliție, coaliția mă trimitea la ministrul de finanțe. La aceste evenimente ați vorbit de problema căldurii și de faptul că aveți nevoie de bani? E o problemă arhicunoscută asta. La evenimentele de care ați spus, ați vorbit cu Marcel Ciolacu despre această problemă. Și ce vă spunea? Vă trimitea la ministrul de finanțe? Exact. Iar ministrul de finanțe ce vă răspunde? Ce vreau eu să spun? Cu ministrul de finanțe ultima oară am încercat o discuție, cred că era august, și care mi-a spus problema dumneavoastră este cunoscută și într-adevăr problema e cunoscută, pentru că este un comitet interministerial care funcționează din ianuarie și în care sunt reprezentanți de la ministerele care sunt implicate, energie, dezvoltare, finanțe, și în care toate datele sunt pe masă. Ne-am întâlnit de cel puțin 15 ori în formatul ăsta. Ministrul de Finanțe mi-a spus că e o decizie politică care ține de coaliție, pe scurt. În acest moment venim după câteva zile în care liberalii au tot vorbit despre faptul că vă retrag sprijinul politic sau că au de gând să vă retragă sprijinul politic. Credeți că asta se întâmplă acum? Nu vă susține nici PNL, nici USR. E asta un motiv pentru care sunteți în această situație cu Primăria Capitalei, în situația în care să cereți ba lui Marcel Ciolacu, ba ministrului de finanțe, ba premierului și pare că nu reușiți să obțineți. Bun. Trebuie să facem diferența între administrativ și politic. Punct de vedere administrativ, la nivelul Primăriei Municipiului București, există o coaliție care are majoritate în Consiliul General, care e formată din PNL, USR, PMP. Deci această coaliție funcționează foarte bine, chiar ieri am avut o ședință de lucru pentru următoarea ședință de Consiliu General, care o să fie pe 25. E o coaliție care funcționează. Mai departe, toate declarațiile politice care vin de la diversi actori politici mă interesează mai puțin în momentul ăsta. O să avem timp în campania electorală, peste un an și jumătate, să ne dăm replici, să facem metafore și tot ce înseamnă campania electorală. Marcel Ciolacu a folosit o metaforă când v-a cerut demisia? Am mai spus niște lucruri și am mai spus o chestiune că a spus că m-aș fi adresat nepotrivit la adresa lui. Asta n-am făcut-o niciodată. V-ați îndreptat înspre Marcel Ciolacu? De ce? Asta ridică el semnul de întrebare din moment ce nu el este premierul României. Marcel Ciolacu este șeful politic al Ministrului de Finanțe, domnul Căciu, și blocajul instituțional a fost la Ministerul de Finanțe. Inclusiv în vară, înainte de rectificarea din august, a existat o discuție în acest comitet interministerial și părea că decizia este luată pentru că acest împrumut care vine acum, adică posibilitatea de împrumut care vine acum în noiembrie-decembrie, să fie în august și ar fi fost mult mai bine pentru toată lumea. Și deodată Ministerul de Finanțe n-a mai răspuns și nu s-a mai concretizat. Nicolae Ciucă nu putea să îl convingă pe Ministrul de Finanțe dacă aveați argumente suficiente? Păi a fost o decizie adică a fost o înțelegere în acest comitet interministerial și comitetul s-a dus cu această
problemă către factorul politic. Factorul politic, la acel moment, nu a aprobat. Trebuia PSD să fie același v-a blocat? Lucru. PSD v-a blocat, asta spuneți? Eu așa cred, da. Marcel Ciolacu, coaliția, cine? Păi această, așa cum acum a trecut, așa cum acum, această posibilitate de promovare a Bucureștiului a intrat în ordonanța de, va intra în ordonanța de urgență pentru rectificare, pentru că a existat o decizie politică în coaliție. În august n-a intrat în ordonanța de urgență pentru că n-a existat o decizie politică în coaliție și opoziția a fost de la ministrul de finanțe, de la PSD. Coaliția e formată din PSD-PNL, iar dumneavoastră spuneți că în continuare colaborați bine cu PNL, vă asigură majoritate în Consiliul General. De ce nu s-a restrânge această susținere a PNL și în coaliție? Pentru că coaliția este formată din mai mulți actori și, v-am spus, a existat această opoziție administrativă din partea ministrului de finanțe, pe care nu pot să o traduc decât printr-o opoziție politică din partea PNL. PSD. Veți mai candida la primăria generală aici, la Digi24, spuneați că vă doriți un nou mandat. Desigur, pentru că așa cum vorbeam mai devreme, lucrurile durează în administrația publică, adică investițiile pe care noi le facem, le-am făcut anul ăsta, le vom face anul viitor în termoficare, se vor vedea, adică când în sfârșit o să scăpăm de problema asta cu căldura în calorifere, o să fie din cauza că n-am mai dus banii pe prostii și i-am dus către termie, deci toate lucrurile deci durează. Deci în 2024 veți fi candidat la primăria capitalei. Bun. Până atunci mai este un an și jumătate de administrație și două, trei luni de politică înainte de... Eu îmi doresc, dar haideți să facem administrație un an și jumătate să rezolvăm din probleme mari pe care București. Cine credeți astăzi că vă va susține în 2024 partid politic? Eu cred că noi am candidat în 2020, noi am candidat într-o... Ați avut un aliat, întreg bloc de dreapta. Un fel de alianță, da, n-a fost chiar o alianță. Așteptați aceeași susținere? Și care a avut un mesaj foarte, foarte simplu. PSD-ul a fost un, administrația PSD a fost un dezastru la București, trebuie să îndreptăm lucrurile. Eu cred că conjunctura din 2024 va fi asemănătoare. Adică, și cred că dreapta are acest... liderii de dreapta au această obligație față de bucureșteni de a nu lăsa capitala. Așteptați ca dreapta să vă susțină din nou în 2024 pentru candidatura Eu la București. Eu cred că este ceea ce bucureștenii de dreapta își doresc. PNL, i-ați văzut, au anunțat prin diverse voci că nu au de gând să vă mai susțină, pentru că sunt nemulțumiți de prestația dumneavoastră. Bun. Pentru moment, oficial, PNL sprijină activitatea primarului la nivelul Consiliului General. Ceea ce e ceea ce contează. Ce declară oameni cu diverse poziții în partid, asta e chestiunea care îi privește. Nicolae Ciucă, credeți că v-ar susține pentru că atunci cel care conducea PNL era Ludovic Orban? Eu sunt convins că partidul o să ia cea mai bună decizie pentru el și, repet, eu cred că există o datorie pentru publicul de dreapta să nu lăsăm capitala pe mâna PSD. USR vă mai susține? În Consiliul General, desigur. Chiar ieri, cum am spus, am avut o discuție foarte constructivă. Pentru 2024, însă? Pentru 2024 o să vedem fiecare dintre noi mai multe rânduri de sondaje și sunt convins că în vara lui 2024 o să avem discuții foarte interesante pe subiectul ăsta. Ați cerut vreun sondaj, că ați pomenit de ele? Știți cam câtă încredere mai au bucureștenii în dumneavoastră? Eu vreau să le mulțumesc celor care au încredere în mine, care sunt... de ordinul, așa ca intenție de vot, de ordinul 20%, pentru că înțeleg că m-am apucat de acele lucruri fundamentale pentru București, care nu mai puteau să fie amânate, nu mai puteam să ducem cu sclipici și cu poleială când lucrurile de bază nu erau făcute. Deci, PSD-a anunțat pe Gabriela Firea candidat în 2024. Credeți că o veți învinge? Eu pot să spun doar atât, Gabriela Firea a fost un dezastru ca primar pentru București. A dus primăria în faliment, a dus Radetul în faliment la propriu, a dus, dacă vorbim de pierderile în rețea de termie, a dus pierderile astea, le-a găsit la 28%, nu era bine 28%, dar a dus la 37% în 4 ani de mandat. Deci nu cred că... adică sunt convins că e o variantă foarte, foarte proastă pentru București.
Spuneți asta, dar dacă vă uitați doar la oamenii pe care îi dăm noi, bucureștenii pe care îi dăm noi la televizor, întrebându-i dacă sunt mulțumiți de cum arată Bucureștiul, se plâng de lipsa căldurii, de lipsa apei calde, de mizeria din parcuri, de exemplu. Pe ei credeți că îi mai convingeți? Da, eu încerc să-i conving că lipsa căldurii și apei calde vine din 10 ani de mandat PSD, Oprescu și Firea, care au dus bani în fel de fel de prostii, ouă de Paști, fel de fel de evenimente și n-au dus bani acolo unde trebuia. Cum v-am spus, 2 miliarde și jumătate în termie. De ce e atât de ridicat nivelul de poluare în București? De când s-a răcit, e în creștere nivelul de poluare? Bun, o întrebare foarte... Ce veți face, de fapt? Foarte interesantă. În primul rând, sunt doi factori care contribuie aici. Unul este că centralele de apartament poluează și avem încă... Deci avem... acum o să avem un studiu complet care o să ne spună, o să estimeze exact câte, dar sunt de ordinul 200.000 de centrale de apartament, de ordinul ăsta de mărime și mai avem ce zone... Ce să facă, cu ce să se încălzească? Nu, nu-i critică nimeni. Vreau să spun doar ce dezastru ar fi ca în loc să fie două... Și mai sunt oameni care încă în București se încălzesc cu lemne sau ard ce... Deci dumneavoastră spuneți că poluarea în București e din cauza... Asta este de un fapt. Faptul și... că iarna este mai poluat decât vara, ăsta este unul din factori. Și vă dați seama ce dezastru ar fi ca 550.000 de apartamente care acum se încălzesc din sistem centralizat, adică au ceturi de la marginea orașului cu coșuri înalte de fum astfel încât să nu polueze, cum ar fi ca toți oamenii ăștia să nu se mai încălzească centralizat, să fie... să se încălzească cu centrale individuale. Dați-mi o alternativă sănătoasă atunci. Căldura la sistemul centralizat lipsește. Ce să facă? Stau cu caloriferele în priză, curentul a crescut, prețul curentului a crescut. Am făcut tot ce ține de noi ca să rezolvăm și în sfârșit ne ducem spre bine, nu spre rău. Cum am spus, în 4 ani de administrație. Dar traficul Firea, din București, nu vi se pare că e poluat? Mi se pare puțin surprinzător. Traficul, vă întrebam dacă nu vi se pare că poluează în București. Mi se pare surprinzător că dați vina pe centralele de apartament, mărturisesc. Nu. Asta este diferența între vară și iarnă. Una din diferențele între vară și iarnă. Traficul este un factor foarte important și de asemenea un factor foarte important este dispariția spațiilor verzi. Vă aduc aminte și din fericire, probabil că este unul din cele mai importante pe care le-am făcut în această administrație, stoparea puzurilor de sector în baza cărora ar fi dispărut 600 de hectare de spațiu verde din București. Deci toți acești factori... Aveți un plan împotriva, la poluare. Adică pentru a reduce nivelul de poluare în București? Unul care să fie pe termen scurt? Pe termen scurt nu există aproape nimic în administrație publică decât să dai vouchere și să faci fel de fel de ghidușii. Ce trebuie noi să facem este să recâștigăm încrederea în transportul public și există o oarecare creștere a folosirii transportului public. Pentru asta trebuie să cumpere tramvai, autobuze, troleibuze, ceea ce face. Tocmai am urmărit imaginile cu tramvaiul în flăcări. Da, exact. Deci trebuie să mărim viteza de deplasare și, cum v-am spus, tocmai am scos în achiziție, în urmă câteva săptămâni, reabilitarea 50 de kilometri de linie de tramvai, astfel încât pe Mihalache să meargă tramvaiul cu 25-30 la oră, viteză medie, nu cu 5-10 cât merge acum, de exemplu. Chestiunea cu parcările, adică nu vrem să luăm bani de la bucureșteni pentru asta, dar vrem să-i convingem să folosească transportul în comun care este mai puțin poluant pentru toată lumea. Mai întâi ar trebui să începeți cu investițiile, adică să vedem transportul în comun la standardele unei capitale europene și numai apoi să-i puneți să plătească mai mult pentru parcare. E un cerc vicios. Este un cerc vicios sau un cerc virtuos, da. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Am ajuns la finalul acestei prime părți a studioului politic. Primarul Nicu Șordan, primarul capitalei, a fost alături de noi. Scurtă pauză și revenim. Un român a fost ales în fruntea Camerei Reprezentanților din Arizona. Ben Toma este membru al Partidului Republican și este în Congresul Statal din Arizona din 2017. În legislatura anterioară a fost lider al grupului Republican din Cameră, acum a fost ales de colegii lui pentru un post și mai important. Rivalul său pentru funcția de președinte al Camerei era un preferat al aripei trumpiste a Partidului Republican,
Bentoma nu are deloc o părere bună însă despre fostul președinte american Donald Trump și acum este în direct cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți la Studio Politic. Bună ziua, mulțumesc. Aș începe cu victoria pe care ați obținut-o. Dați-ne câteva insight-uri. Cum reușește un român să ajungă? Well, eu, cum să zic, totdeauna am fost mândru că sunt român, toată lumea știe că sunt român, deci asta nu-i un lucru secret, dar pentru americani, zic aici, pentru colegii mei, dar deci eu totdeauna am fost interesat în a face lucrurile mai bune aici în Arizona decât le-am găsit și am avut niște victorii mari din punctul ăsta de vedere, de policy și din cauza asta, cred că vedeți că colegii mei au stat de alături cu mine și m-au ales să conduc camera pentru mandatul acesta de 2 ani. Donald Trump a anunțat că va candida din nou pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Am vorbit mai devreme despre faptul că nu sunteți neapărat un susținător al acestuia. De ce? Și cum de? Să fim clari. Da, deci eu l-am susținut pe președintele Trump și dacă el devine să fie candidatul republican pentru președinție în 2024, o să-l susțin iarăși. Pentru că, totuși, republicanii în general au idei mai bune și mie, cel puțin, vă spun adevărul, mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat sub Trump din punct de vedere economic și alte domenii astea de policy care în general a fost cu mult mai bună viața aici în America cu el președinte decât cum este acum cu Biden. Deci asta să fim clar. Dar așa, stilul lui personal, cum funcționează faptul că el atacă pe mulți care ar trebui să fie prieteni și care îs prieteni de fapt în general, asta nu mi se pare un lucru bun. Eu cel puțin cred cum a acționat președintele Reagan, de exemplu, care a zis că dacă 80% ești de acord cu cineva, asta înseamnă că el e un prieten și un ally, nu 20% inamic. DeSantis, credeți că îi va pune probleme lui Donald Trump? După acest anunț ați folosit și dumneavoastră expresia dacă va candida Donald Trump. Da, cred că o să fie. Acum nu cred că e ușor și nu o să fie ușor să câștige lui Donald Trump să câștige nominația republicanilor anul, deci cycle-ul ăsta în 2024. Cred că DeSantis e în poziție cu mult mai bună să câștige, cel puțin acum. Dar vă spun, din păcate, cred că Donald Trump o să piardă statul Arizona dacă cumva el este candidatul nostru. Deci eu n-am cum să suport sau să fiu, cum să zic, excited, nu, despre treaba asta, pentru că, deci, pentru mine e mai important ca un republican să câștige decât ca președintele Trump să câștige. Nu știu dacă mă exprim corect, dar asta e o chestie care e foarte importantă, pentru că ce au făcut democrații până acum, că a ajuns la inflația asta mare, avem probleme economice, petrolul sau benzina la preț cu mult mai mare decât în general americanii au văzut în timpul din urmă. Așa că orice republican e mai bun decât un democrat din punctul ăsta de vedere. Domnule Bentoma, ați vorbit acum despre această competiție directă pe care o are Donald Trump de fapt. Credeți că Donald Trump a fost o problemă pentru republicani? S-a vorbit de o victorie înainte de aceste alegeri foarte mare. Era așteptată o victorie foarte mare a republicanilor pentru aceste alegeri la jumătatea de mandat, midterms. Care credeți dumneavoastră că au fost principalele probleme pe care republicanii le-au avut? Pentru că așa pare din sondaje că ar fi avut încredere americanii mai degrabă în republicani în ce privește economia, în ce privește traversarea statului prin această perioadă de criză. Și totuși nu ați obținut victoriile sperate. Da, păi, cum să zic? Deci noi toată lumea crede că suntem un stat republican. Pot să vorbesc de Arizona, în primul rând, că aici sunt și asta cunosc mai bine. Și în general suntem, dar niciodată republicanii din Arizona n-au fost mai mulți decât jumate. Deci n-au avut majoritate.
Dar totdeauna, pentru că suntem aproape o treime republicană, o treime democrat și o treime independent, care nu au nicio afiliație. Dar, în general, cei care au fost independenți au votat cu republicani. Deci, de aia, de obicei, Arizona a fost stat roșu, stat republican. Dar, da, cred că faptul că președintele Trump a susținut candidați în sistemul nostru de primary, care a fost în august. Candidații extremiști? Au extremiști, ori oameni care Arizona, de fapt, nu-i cunoaște. De exemplu, președintele, cel care a candidat pentru Senate, pentru Senatul din Washington, D.C., Senatul Național, a fost un om care l-a susținut Trump, dar Blake Masters, dar nu prea știe nimeni din Arizona. Nu a avut nicio conexie aici, e dintr-o parte a statului care nu-i foarte populată și din cauza asta sunt oameni ăștia care vorbesc mai mult despre ce s-a întâmplat în 2020 decât ce se întâmplă acum. Și, în general, oamenii, și mulți republicani, dar cei independenți și democrații n-au nicio, cum să zic, n-au părere bună despre tipul ăsta de candidat. Domnule Toma, vă rog tare mult să rămâneți alături de noi. Luăm o scurtă pauză. Vreau să revenim cu subiectul fierbinte. Dacă republicanii vor mai susține Ucraina în aceeași manieră în care astăzi Statele Unite ale Americii ajută Ucraina și, de asemenea, cum vedeți dumneavoastră tema avortului ca cântărit în aceste alegeri midterms. Imediat revenim la Studio Politic. Am revenit la Studio Politic, iar alături de noi este Ben Toma, liderul Camerei Reprezentanților din Arizona, membru al Partidului Republican, un român de altfel. Continuăm discuția noastră, vă întrebam de tema avortului, dreptul femeilor de a susține avort. Dacă credeți că a cântărit în rezultatul pe care republicanii l-au înregistrat la alegerile midterms, cele pe care le știm până în prezent? Da, se pare că a cântărit. Nu cred că a cântărit chiar așa de mult cât subiectul care am discutat mai devreme despre președintele Trump, dar totuși a avut un efect și pentru câteva curse care au fost foarte aproape, cred că subiectul ăsta a avut ceva impact. Acum, deci ce s-a decis, mulți cred că nu știu, dar ce s-a decis nu că avortul nu e mai legal în Statele Unite, ci că fiecare stat poate să-și facă legile lor, să-și facă legile lor despre subiectul acesta. Deci noi în Arizona avem un sistem un pic mai complicat. Înainte să devin stat, de fapt, când am fost numai un teritoriu de Statele Unite la început, deci avortul nu a fost după lege, deci a fost ilegal, dar după aia, acum, anul care a trecut, am trecut și noi o lege care a spus că de la 15 săptămâni în sus nu mai este voie. Deci, acum este un pic de confuzie care, de fapt, e legea aici în Arizona. Dar asta e numai o idee, pentru că fiecare stat e diferit. California, de exemplu, e 100% legal. La noi, în general, nu este. Deci, domnule Ben Toma, ce spuneți dumneavoastră, pentru că mai avem 2 minute până la final? Da. Ce părere aveți dumneavoastră despre Rusia și câtă susținere va mai avea Ucraina din partea americanilor cu o majoritate a republicanilor, cu un republican la Casa Albă? Da, deci eu cred că un republican la Casa Albă ar fi avut și mai mult ajutor decât au avut până acum. Nu cred că e din greșeală că Putin a invadiat și a luat zona Crimea înainte, când a fost Obama președinte, după aia a așteptat în timpul lui președintele Trump și nu a făcut nimic și acum a început iar războiul ăsta în timpul lui Biden. Deci, în general, democrații nu sunt așa de, să zic, tari sau să nu o să răspundă așa de direct. Avem probleme tehnice în acest moment. Încercăm să refacem legătura, însă din păcate am ajuns la finalul studioului politic. Mai avem un minut și se pare că am refăcut această legătură. Domnule Ben Toma, dacă ne auziți, nu ne auzim? Da, vă aud. Vă rog, continuați-vă ideea. Mai avem un minut până la final. Vă întrebam de Vladimir Putin. Opinia dumneavoastră. Deci opinia mea cred că e aceeași ca majoritatea americanilor, care noi suntem de partea lui Ucraina și stăm cu ei. Deci, în general, dacă ar fi fost republican,
în White House, cred că Putin n-ar fi avut curajul să facă ce a făcut până acum, că așa s-a întâmplat cu Crimea și după aia a așteptat în timpul lui Trump și acum a început războiul. Deci și asta s-a întâmplat numai pentru că este un democrat în White House. Vă mulțumesc pentru această discuție. Impresionant cât de bine vorbiți română, domnule Bentoma. Vă mai așteptăm la Studio Politic. Ok, mulțumesc. Bentoma este un român în America, membru al Partidului Republican și recent a fost ales lider al Camerei Reprezentanților din Arizona. Am ajuns la final, urmează acum știrile zilei. De la Fix vă așteaptă Mihaela Brasteș.